Vă salut, eu sunt Cosmin și în videoclipul de astăzi vreau să vorbim despre ce este un skin fade. Pentru cei care nu știu, skin fade este trecerea perfectă, fără linii sau borduri, de la 0 la un număr mai mare. Ceea ce voi trebuie să știți de la început e că pentru a crea acea trecere perfectă avem nevoie de mai multe lucruri. Primul și cel mai important lucru din punctul meu de vedere sunt mașinile. Pentru asta am lăsat un videoclip aici în stânga mea în care vorbesc despre tot ceea ce ține legat de mașini, numele, despre ordinea crescătoare în care trebuie folosite gradațiile pentru a crea acea trecere. Al doilea lucru după mașini, și ăsta este extrem de important, sunt unele de ghidaj, dar despre asta vreau să vă vorbesc pe parcursul videoclipului, așa că haideți mai bine să trecem la videoclip ca să vă pot explica mai exact despre ce este vorba. Ca să încep cu începutul, vreau să stabilim care sunt exact tipurile de fade. Pentru asta avem nevoie de un punct de reper. Punctul de reper pe care îl folosesc și se folosește este colțul de deasupra tâmplei, exact cum vedeți în imagine. Și avem așa, sub acest punct se află partea de low fade. Bineînțeles, linia pe care am trasat-o eu în imagine nu reprezintă exact punctul de unde se începe un low fade. Tot ce se află sub acest colț este partea de low fade. Asta variază de la client la client, de tipul de păr, de mai multe chestii, dar ceea ce trebuie să știți voi, partea de sub colț este partea de low fade. Următorul este medium fade-ul, care începe exact din colțul pe care l-am luat ca punct de reper. Deci, medium fade-ul începe din punctul de reper. Și avem high fade-ul, care este parte de deasupra punctului de reper. Deci, practic, e foarte simplu. Medium fade-ul începe din punctul de reper, din colț. Ceea ce e sub e low fade, ceea ce e peste e high fade. Chestia care stabilește tipul de fade este prima linie de ghidaj. Hai să vedem în timp real exact despre ce vorbesc. Întotdeauna începeți cu zero dip, pentru care puteți folosi mașina de contur. Este cea mai simplă metodă pe care o puteți folosi să învățați corect această tehnică de tuns. Și după cum am spus, prima linie de ghidaj ne dă practic și tipul de fade. La noi linia începe sub punctul de reper, ceea ce înseamnă că avem un low fade. Aveți grijă ca linia să fie foarte clară. E un lucru foarte important. După ce terminăm prima linie, coborăm cu shaver-ul, zero ball, și curățăm partea de jos. Întotdeauna, ca să înțelegeți mai simplu, după fiecare linie de ghidaj, coborâm și pierdem ce a rămas. Deci linie de ghidaj, pierdem ce a rămas. Pentru următoarea linie de ghidaj, folosim 0,5. Foarte important e ca liniile să fie paralele și clare în același timp. Asta vă ajută să obțineți o pierdere bună. Apoi, cum am spus, coborâm sub a doua linie de ghidaj și pierdem cu 0, între 0 și 0,4 cu mișcare circulară, adică nu apăsăm prea tare cu mașina, tot timpul aducem vârful în sus. Și pentru a obține acea trecere între 0 și 0,4, dacă observați, degetul meu mare tot timpul schimbă piciorușul pentru a jongla cu măritile între 0 și 0,4. Aveți grijă să nu depășiți bine, e un lucru foarte important. Apoi, urmează a treia linie de ghidaj, pe care o vom face cu numărul 1. La fel, aveți grijă să fie paralele cu ultima linie. Din nou, sub linie, să folosim 0,6-0,9 să pierdem ce a rămas. Foarte atent să nu treceți de linia de sus.
Dacă nu treceți linia de sus, orice număr ați folosi, o să vedeți că n-o să iasă rău. Apoi urmează a patra linie de ghidaj, pe care o vom face cu 1.6-1.9. Aici se schimbă puțin jocul, deoarece nu mai este așa vizibil ceea ce rămâne sub linie. Folosim 1.6-1.9. Practic curățăm partea de sus. Încercăm să mergem până aproape de linia părții de sus a capului. Sub ultima linie de ghidaj venim din nou cu 1 și 1.5 data asta, să curățăm, să pierdem ce a rămas. La început o să vă fie mai greu și practicând o să fie mult mai ușor. Cu numărul 2 curățăm frumos ce a mai rămas peste ultima linie de ghidaj. Încercăm să aducem o îmbinare bună a părții laterale cu partea de sus. E ultima etapă din fade-ul nostru. Și la sfârșit, după ce ați terminat, mai reveniți încă o dată și fiți atenți la părțile unde puteți face îmbunătățiri. Cu 0.25-0.5 puteți pierde ce a mai rămas. Acum, pe final, vreau să vă las o schiță, dar pentru asta vreau să vă rog să vă uitați mai întâi la videoclipul care l-am postat anterior în care vorbesc despre mașinile de tuns, despre denumirea numerelor. O să fie mai ușor să înțelegeți despre ce este vorba în schița pe care am să vă las. Schița reprezintă pașii pe care i-ați văzut mai înainte. Deci cu roșu o să avem liniile de ghidaj, cu alb o să avem zonele de pierdere. Și prima linie 0 dip sub, pierdem cu 0 bold. A doua linie 0.5 sub, pierdem cu 0 și 0.104. Apoi a treia linie de ghidaj cu 1 și pierdem cu 0.609. A patra linie de ghidaj și ultima cu 1.6-1.9 și pierdem cu 1.1-1.4. Iar apoi ce rămâne peste linia 1.6-1.9 curățăm cu numărul 2. Vă sfătuiesc să faceți un pre-screen ca să o aveți, sau o poză, cum voi mai ușor. Cum am mai spus, e nevoie de multă muncă și de învățare continuă. Spor! Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe, v-am lăsat mai jos Facebook-ul și Instagram-ul meu, unde putem ține legătura. Dacă aveți un prieten care face parte din domeniul ăsta și credeți că l-ar putea ajuta acest videoclip, nu uitați să dați un share. Eu vă mulțumesc frumos și sper că a fost de folos. Vă dați la vizionare!